Radio Artis. Radio Artis, mai aproape de noi, mai aproape de România. Yeah.
Dr. Victor, Sexy Black, și v-am pus această melodie pentru că începând de din această seară vă vom obișnui cu o emisiune de muzică europeană care va fi realizată de domnul Cristin Tomeci. Bună seara, domnule Tomeci, sunteți alături de noi în seara asta prin telefon de data aceasta. Bună seara! Bine ați venit în echipa Radio Artis! Bine v-am găsit și vă transmit salutări din Flandra, partea vorbitoare de limbă olandeză, partea de nord a Belgiei, și vă mulțumesc pentru invitație. A fost într-adevăr o întâlnire fantastică, am văzut ce faceți la postul de radio și sunt bucuros că după atâția ani de când am observat activitatea dumneavoastră ați început cu acest post de radio care, deși apra la început, văd că merge din ce în ce mai bine. Vă mulțumesc! Încercăm, ne dezvoltăm, facem tot posibilul, ținem cont de criticile și de criticile pozitive, evident, ale fiecărui cetățean. Încercăm să aducem informații, dar în același timp și divertisment. Informații despre muzică, informații despre viața cotidiană a românilor din diasporă, dar și a românilor din România. Suntem o legătură. Domnul Cristin Tomeci, ați primit prima chitară electrică pe când aveați doar 7 ani, da. Și ați avut prima trupă rock la 14 ani când ați început să și compuneți. Ați cântat în săl plină de spectatori, mai târziu în 79... ați plecat la facultate unde, student fiind, ați înființat trupa Rock Vaiv, binecunoscuta trupă Rock Vaiv, care a avut foarte mare succes în anii 80. Iar după aceea ați venit în Belgia în anii 90. Ce ați făcut în Belgia? A fost o perioadă frumoasă în România, dacă mi-amintesc, cu formația Rockwave, dar toate lucrurile frumoase trec repede, nu-i așa? Am hotărât să mă mut definitiv în Belgia. A fost foarte greu. Primul lucru care l-am făcut, am înființat un magazin de instrumente muzicale în orașul în care locuiesc acum de mai mult de 20 de ani. Și am cântat tot acest timp la început cu diverse formații. M-am lovit la început de un lucru la care nu mă așteptam. Eram sigur că o să reușesc să cânt cu orice formație, considerându-mă foarte talentat și foarte bun chitarist, așa cum se consideră multă lume în România de altfel. Și am avut surpriza să constat că în Belgia nu exista niciun restaurant, măcar cu formații live, unde se cânte formații seară de seară și este cu totul un alt sistem. Am continuat să mă perfecționez, am lucrat la început în alte domenii decât domeniul meu în care studiasem sau muzică, am muncit din greu. În același timp am studiat, am hotărât să merg și pe linia mea legată de muzică și am studiat în Olanda în limba română, cer scuze că nu pot să traduc direct, ceva de genul music business, antreprenor în muzică. Mi-am înființat o companie în Anglia legată de muzică și de organizare de evenimente muzicale. Am început să colaborez cu compania Gibo Worldwide, care este cel mai mare organizator de competiții muzicale. Și în 2007 am hotărât să introduc și România în competiție și cu propriile resurse am organizat din 2007 Global Battle of the Bands în România, de unde am descoperit an de an formații pe care le-am ajutat să fie promovate. Din 2010 am fost invitat să-l înlocuiesc pe Matt Walker în această companie și am devenit director internațional, un lucru care mi-a deschis căile spre topul industriei muzicale și care m-a bucurat enorm. Și la ora actuală, ce să vă spun, mă ocup de Global Battle of the Bands în peste 60 de țări și lucrurile merg bine. Asta-i felicitări, am ales această melodie pentru că această melodie se va regăsi în promovarea emisiunii dumneavoastră, pe care vă rog să o ascultați acum. Radio Artis prezintă Muzica Europei, Music Europe, live din Bruxelles. O emisiune realizată și prezentată de Cristin Tomeci. Da,
Iată sigla emisiunii dumneavoastră pe care o veți avea de acum încolo la Radio Artis. Ce ne veți propune în cadrul acestei emisiuni? Acum trebuie să vă spun că nu este prima mea legătură cu radio. În anii 90, după Revoluție, am avut o emisiune de muzică la Radio Prahova, pe care îl făcusem chiar în perioada aceea. Se chema Coliba Unchiului Tom și unde prezentam muzică nouă, românească și internațională. Ce mă interesează pe mine cel mai mult este să facem o legătură între muzica formațiilor și artiștilor din România, care, din punctul meu de vedere, au șanse să poată să fie promovate în țările europene. Pe de altă parte, să prezint locuitorilor din România trendurile și moda actuală în ce privește muzica europeană. Și, în al treilea rând, să găsesc artiști români care locuiesc în diverse țări și care, cu mai mult succes sau cu mai puțin succes, realizează melodii, reprezintă ceva în muzica Europei. Practic, de aceea se cheamă emisiunea Muzica Europei, pentru că trebuie să facem o legătură între țară, între România și Europa. Integrare nu înseamnă numai integrare politică sau economică, înseamnă integrare culturală. Lucrul ăsta am să încerc să-l fac și mai mult decât atât, am constatat că în România există un oarecare conservatorism în emisiunile muzicale și ne axăm foarte mult pe vechile formații, pe ce ne plăcea nouă în tinerețe. Eu trebuie să vă spun că sunt cam cu 30 de ani mai tânăr în inimă decât în vârsta reală și vreau să promovez foarte mult artiști noi și formații noi care au valoare din România, mă refer. Ne-ați recomandat din trupele pe care le-ați audiat și care vă fac plăcere, Timpuri Noi. Da, Timpuri Noi este o formație veche, nu este o formație nouă. Tocmai asta vreau să spun. 80, dar ei au adus pe piață niște melodii noi. Una dintre ele, aceasta pe care v-am propus-o, a avut pentru mine un impact emoțional. Pentru că tatăl meu a decedat după ce am plecat din România, n-am mai văzut niciodată și melodia asta mi s-a părut cumva legată de sufletul nostru românesc, care este foarte emoțional și avem foarte multe sentimente comparativ cu alte nații. De aceea v-am propus să ascultăm melodia pentru tatăl meu, pentru un tată, care cred că va face plăcere tuturor românilor oriunde s-ar afla. Haideți să o ascultăm! Ca ieri și primii pași în viață atunci când plângi, când ceri cu chipul lui sever și tonul vocii plâng, zicea bărbații nu plâng, nu plâng. Știam să trag la țintă și știam să patinez, știam să meșteresc și știam să desenez. Mergeam pe bicicletă privind înaintea mea, în spate era tata care îi ținea de șea. Mama, atât de mult mi-e de dor, parcă n-aș ști când mi-e dor, că totu-i trecător. Mama, atât de mult mi-e de dor, da, de parcă n-aș ști când mi-e dor, că totu-i trecător. Nu te juca cu aia, vezi că nu-i bine așa, ai grijă către strada să te uiți în stânga ta. Când mergem la pădure am să-ți fac, dacă înveți, un arc cu săgeți. Aș vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți, tată, să mă ierți. Mama, atât de mult mi-e de dor de tată, de parcă n-aș ști când mi-e dor, că totu-i trecător.
sala toată plină numai de tinere. Îl văd cu părul lab la mine la concert, pe drumul dinspre gară când mă conducea. El încăra chitara bucuros căra și ne vedeam destul de des pe an. Turnei erau multe și el venea când concertam și mai dădea și sfaturi, spunea, de amator. În tot ce cânți băiete pune și puțin folclor, și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum. Mama, atât de mult mi-e de dor de tata, de parcă n-aș ști când mi-e dor, că totu-i trecător. Mama, atât de mult mi-e de dor. Și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc să mă cerți și apoi te rog să mă ierți, tată, să mă ierți. Mama, atât de mult mi-e de dor de tată. Ești la Muzica Europei cu Cristin Tomeci. Domnule Tomeci, ne propuneți, sau mai bine zis Cristin, pentru că de acum încolo vom fi colegi de platou, colegi de microfon, ne propuneți o emisiune la Metronom? Nu, vă propun o emisiune care este în anul 2014. Sigur că nu putem să uităm Metronomul. Eu am fost un ascultător fidel cu capul sub pătură. Toți am fost. Da. Va fi cu totul altceva. Nu încerc să copiez pe nimeni. Mai mult decât atât, acum avem o grămadă de noi tehnici pe care vreau să le folosim în emisiune, vreau să fim interactivi. Dorința este ca fiecare melodie pe care o vom asculta să aibă și videoclipul ca să poată fi vizionat, pentru că nu e așa, o imagine spune mai mult decât 1000 de cuvinte. Mai mult decât atât, există un grup pe Facebook care se cheamă Resurse Muzicale Românești, înființat de mine acum un an de zile și care are peste 4.000 de membri, majoritatea din industria muzicală, oameni care scriu zi de zi, de unde o să-mi iau informațiile și de unde o să fiu în fiecare zi informat despre ce urmează, ce evenimente vor fi organizate în România. Voi încerca să iau legătura direct cu realizatori de emisiuni din țară, ca să putem să facem acea legătură pe care o dorim între țară și diaspora. De asemenea, sunt deschis la orice mesaj. Mesajele se pot trimite prin Facebook către Radio Artis sau și către mine. Vă amintesc că Radio Artis, în afară de website-ul oficial, are un website pe YouTube unde puteți vizualiza anumite părți din emisiuni și unde vom adăuga și melodii care sunt difuzate în emisiune. Și sper că în felul acesta să realizăm o emisiune pentru secolul nostru și pentru capitala Europei. Ca să închei această scurtă emisiune de astăzi, așa cum v-am propus, am descoperit și caut să descoper artiști care au sânge român sau care provin dintr-un fel sau altul din România, care sunt în Europa și care au succes. De aceea vă propun astăzi un artist pe care l-am cunoscut de curând și care se cheamă Quentin Val, care are origini românești și care mie îmi place foarte mult. Găsesc că compune foarte bine, o grămadă de stiluri muzicale. Eu am ales o operă rock în limba franceză,
care personal îmi place foarte mult. Îmi pare rău că astăzi nu putem să vedem și videoclipul, o realizare excepțională. Dar videoclipul putem să-l vedem, pentru că astăzi am avut o problemă tehnică din punct de vedere al VLS, dar exista deja în baza de date, sigur, și putem vedea și videoclipul. Atunci este perfect. Abia aștept să îl difuzăm ascultătorilor și telespectatorilor pe rai noștri. Iată atunci videoclipul Alchimist cu Quentin Val. Asculți Muzica Europei la Radio Artis.
Iată-ne spre sfârșitul acestei emisiuni. Probabil că va trebui să ne prelungim emisiunea pe care o avem în fiecare miercuri și vineri de la ora 17 la ora 19 pentru a face mai mult loc muzicii și culturii europene. Vă mulțumim, domnul Cristin Tomeci. Ce ne promiteți pentru data viitoare? Și eu vă mulțumesc, a fost o plăcere. Sper ca până data viitoare să putem să ne pregătim perfect cu mai multă muzică din Europa. Am să vă propun un cântăreț de muzică rock care locuiește în Germania, de la o formație foarte cunoscută în România acum câțiva ani, se chema Highlight Kenosis. O să vă propun un interviu cu o formație belgiană foarte cunoscută, sper să putem să invităm în studio pentru câteva minute să ne povestească despre modul în care este viața unui artist de muzică rock, și un reportaj tradus în limba română despre festivalurile din perioada de vară din Belgia. În rest, vă rugăm să accesați, nu uitați Radio Artis, să ascultați emisiunile noastre și să ne scrieți ce doriți să ascultați, iar în măsura posibilităților o să vă oferim tot ce este mai bun. Mulțumesc frumos încă o dată și salutări din Flandra! Mulțumim și încă o dată promovarea emisiunii, deschiderea emisiunii pe care o vom avea probabil o dată pe săptămână sau vom vedea de câte ori avem posibilitatea să ascultăm muzică bună cu Cristin Tomeci. O seară bună, mulțumesc! Radio Artis prezintă Muzica Europei Music Europe live din Bruxelles. O emisiune realizată și prezentată de Cristin Tomeci.